Bună seara, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Este marți și momentul să vedem ce se mai petrece printr-o Românie pe cale să reintre cât de cât pe o traiectorie normală. De ce spun cât de cât? Cum îmi place mie să glumesc uneori, nici înainte de SARS-CoV-2, COVID-19, noi românii n-am avut o viață tocmai normală într-o țară foarte normală. Evident, este o glumă, cu toții ne dorim să revenim treptat la ceea ce era până la momentul în care această nenorocirea, această pandemie de COVID-19 a afectat tot globul pământesc, inclusiv România. Vedem ce se întâmplă și pe scena politică, vedem cum decurge și cât de mult va conta până la urmă câți români se vaccinează în această dorință de revenire la normalitate, alături de unul dintre prietenii emisiunii noastre, domnul Mihai Gherghe, membru al PSD Gorj. Stimate domnă, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Ca de fiecare dată, o mare plăcere să fiu aici în studiourile dumneavoastră. Stimate domnă, șansa sau neșansa, depinde din ce punct de vedere privim lucrurile, a făcut ca primul caz recunoscut ca atare de SARS-CoV-2 să fie avut loc aici în Gorj, da, 26, sper să nu greșesc, februarie 2020. Este momentul în care acest perfid dinamic și-a făcut simțită prezența oficial, pentru că neoficial nu putem ști de cât timp circula poate liber prin țară, bătea cluburile, discotecile, așa. De atunci... Prin lume era mai... Prin lume, da, în lume era vizibil. Virus. La noi, prin 26 februarie, spuneam, prima persoană contaminată cu SARS-CoV-2, COVID-19. De atunci încoace lucrurile s-au derulat, la un moment dat păreau a merge lin, chiar toți ne bucuram, uite domnule, n-avem decât, nu știu, 18 cazuri pe zi. Auzeam cifre din două numere și numere din două cifre și eram bucuroși ce bine e în România. Și ne gândeam cu groază la momentul în care poate sistemul sanitar va fi pus sau pe sistemul sanitar va fi pus o presiune fantastică. A venit și acel moment. Mereu m-am întrebat cât timp se va preciza greaua moștenire pe care mai toate formațiunile de la guvernare o tot aruncă. Mi se pare injust, vă spun sincer, și nu că am eu vreo simpatie sau vreo antipatie pe un anumit partid, mi se pare injust ca la un an și de pandemie să tot vorbim de grele moșteniri, cel puțin pe compartimentul de sănătate, nu luăm în calcul alte chestiuni. Adică la un an și ceva de pandemie să ai același număr de paturi, ba poate chiar mai puțin, mai puține paturi funcționale la ATI, mi se pare impardonabil pentru ministrul respectiv al sănătății. Nu mai vorbesc de cine e la guvernare, grosomodo. Cum se văd la un an și de luptă cu pandemia, cum se văd lucrurile? Și când o să renunțăm noi, asta mai spre finalul speech-ului noastră, când o să renunțăm la a scoate mereu în față sau a pomeni de greaua moștenire? Că m-am săturat, sincer vă spun, tot aud. Când vine PSD-ul la putere, vorbește de greaua moștenire, când vine PNL-ul la putere, vorbește de greaua moștenire. Corect, dar numai cu mică, mare diferență, să zic așa. Care într-adevăr anume? Și noi spunem greaua moștenire, dar doar atunci când venim la guvernare și luăm în primire ministerele. Deci și doar o perioadă. Da, pentru câteva luni. Dacă vreți, ne uităm retrospectiv să vedeți guvernarea în 2012. Adică vreți să spuneți că nu vă întindeți foarte mult nu. Să vorbiți despre... Da, într-adevăr, am spus, domnule, uite, asta este situația, astea sunt faptele, aici ne aflăm. O lună, două, trei, s-a mai discutat de problemele pe care noi le-am moștenit. Dar apoi, ceea ce înseamnă actul de guvernare, din punctul meu de vedere, PSD-ul chiar a fost responsabil. Orice s-ar spune, oricât ne-ar place sau nu ne-ar place Partidul Social Democrat, până acum s-a dovedit că am avut guvernări eficiente. Ne uităm la guvernarea 2012 până în 2015, apoi 2017 până la sfârșitul 2019. Cu realizări, cu creștere economice, cu dezvoltare economică, dezvoltare economică reală. Nu numai bazată pe consum, cum la un dat se tot spunea, dar... Doar pe consum suntem sătui cu toții. Exact, nu este dar real. Datele statistice, cel puțin 2018-2019, au arătat o dezvoltare, o creștere economică, nu dezvoltare, o creștere economică bazată pe producție foarte mult și asta a arătat că politicile publice pe care Partidul Social Democrat le-a întreprins au fost cele mai bune la momentul respectiv. Aici este diferența atunci când doar vii la guvernare
Și doar vii și te plimbi la minister și ieși, dai bine la poză, ieși pe la televiziuni. Normal că singurul mod de a discuta cu lumea este, domne, grea omoștenire. Singura modalitate de a explica ineficiența pe care o au la guvernare este grea omoștenire. Dar grea omoștenire este de un an și jumătate. Pentru că avem din noiembrie... Păi că a fost o moștenire de pe mare. 4, de pe 4, nu știu cât de mare, dacă noi am avut o creștere economică de peste 4%. Păi, altfel, de ce la un an și ceva tot pomenim de moștenire? Asta înseamnă că e mare. E mare pentru ei căciula. Aha. Aici este marea problemă, pentru că vorbeam, cred că la emisiunea precedentă, chiar cu dumneavoastră, vorbeam de faptul că în toată perioada în care au fost în opoziție, când noi am fost la guvernare, singura lor modalitate de... Când spuneți lor, vă referiți la actuala coaliție? La actuala coaliție, absolut, la PNL și USR. Singura lor modalitate de a se exprima a fost prin țipete, prin manifestații publice în Piața Victoriei, în Parlament, cu lumina corect, prinse, au fost și în Parlament astfel de acțiuni. Strigăte, cu plăcuțele suedeze și domnul Gheorghe, acum se prinde, și știți că toate, totul, totul este reversibil. S-a întors faza cu plăcuța. S-a întors, e un bumerang, dar ei nu-și dau seama că s-a întors destul de mult. Că deci nu mai vorbiți de plăcuță, că s-a întors. Da, dar fără să o aruncăm noi. Și știți de ce? Pământul este rotund sau sferic. La noi în România e altă vorbă. Fie roata cât de pătrată, tot se vor tăia odată. Dar atunci când doar te ocupi de astfel de problematici mai mult demagogice decât ce țin de actul politic și de o poziție concretă în Parlament. Normal că atunci când ești pus în situația de a guverna, nu știi ce ai de făcut. Lângă numirile unor miniștri care se vede și vedeți și dumneavoastră, gafează destul de mult. Și la fel, iată, românul este pus în situația de a vedea și a face o comparație cu gafele din guvernarea PSD, care în aproape 3 ani de zile de guvernare, eu vă dau scris și putem să facem, dacă vreți, o emisiune, și v-am spus că sunt sincer de fiecare dată, și o să vedeți, gafele noastre în 3 ani de zile sunt mult mai mici decât gafele guvernării PNL și USR. Da, la nivel de imagine, și nu puteți nega asta, au fost taxate mult mai abitiri decât ale actualei coaliții. De ce? Stați prost la capitolul PR? Aici vorbim de comunicare și de comunicarea negativă. Înseamnă că stați deficitar. Comunicarea pozitivă. Nu e vorba de asta deficitar. Dar după 3 ani de... troll, ce nu aveți? Mai e și o altă chestie. După 3 ani de zile în care au fost toate aceste scandaluri și toate aceste manifestații publice, multe dintre chiar nejustificate. Am prins intens promovate. Am prins chiar și eu la București cât am fost secretar de stat și treceam prin Piața Victoriei și chiar nu înțelegeam rostul acelor manifestații, dar la urmă este dreptul democratic pe care noi îl avem în această perioadă. Ei doar asta au făcut și s-au promovat foarte mult. Acum lumea este cumva, să zic, saturată. Lumea nu mai dorește. Vorbim de oamenii de rând. De oamenii, nu cei angrenați politic sau cu simpatii și foarte aproape de partidele politice. Oamenii simpli, cetățenii acestei țări, care, domne, am înțeles, bun, nu a fost bun Dragnea, cum de multe ori se mai glumește și pe la televiziuni. Nu a fost bun Dragnea, nu a fost bună Viorica Dăncilă, nu a fost bun Ponta, nu a fost bun Grindean. Ok, am înțeles. Nu a fost bun faptul că am încercat să avem producții autohtone de tomate, de brânză, de mezelul, de... A doua tentativă de cădere de premier. Da, de premier, de Tudose. Nu ne-a plăcut Teodorovici, nu ne-a plăcut Rovana Plumb, nu ne-au plăcut miniștrii din mai avem, doamna Grapini, dacă e să nu ne placă ceva. Doamna Grapini nu a fost ministru. Nu, a fost un politic cu vizibilitate, europarlamentar. Parlamentar. Da, și ok, domne, da, s-a greșit, au greșit, dar acum lumea vrea altceva și acum lumea, mai ales și cu această pandemie, lumea cumva este sătulă.
Pe lângă faptul că este foarte îngrijorată, mai ales că este o proastă comunicare la nivel guvernamental. De ceea ce înseamnă această pandemie, de ceea ce înseamnă vaccinare, că tot vorbim de vaccinare, de ceea ce înseamnă testare. Și o spunem de anul trecut, noi, Partidul Social Democrat, România este deficitară la partea de testare, de asta suntem într-o situație destul de nebuloasă. Nu prea știm exact unde ne aflăm, dacă suntem bine. Dacă nu suntem bine. Pentru că noi nu testăm, testăm foarte rar, testăm cel mai mult numai în cazul în care apar cazuri. Cazul în care, Doamne ferește, români se îmbolnăvesc, se duc la spital și sunt depistați cu COVID. În rest, mare acțiuni de testare, eu n-am auzit în România, așa cum se întâmplă în marea majoritate a țărilor, nu numai din Europa, dar și din lume. Ați văzut în America, s-a testat masiv anul trecut. De asta și aveau acele raportări masive de cazuri. Pentru că America testa cel mai mult din lume. Păi și vreți să spuneți pe logica noastră că în India, de exemplu, care iarăși raportează în ultima perioadă, ultimele luni, masiv, vreți să spuneți că acolo sunt testările pe bune? Eu cred că sunt îmbolnăvirile foarte, foarte galopante, deci numărul este galopant și nu cred că India testează pe și bune. Legat de virus, a apărut tulpina de la Wuhan, apoi că a apărut tulpina da, din asta este India, regulă, se știe foarte clar că un virus se modifică. Britanie, da. Se modifică, da. Nu o spun eu, o spun cercetătorii. Cum se modifică într-un an de zile? Eu n-am mai auzit ca într-un an de zile aici să se modifice de trei ori. Am citit suficient încât să pot să știu că ceea ce spun este adevărat. De la un om la altul, un virus transmis suferă o mică mutație. Corect. Ori la 100 de persoane, dacă s-a transmis, este clar o altă... Am înțeles, da, la... Logică. Sunt totuși trei tulpini mari. Da. Ba chiar că s-ar putea să mai asistăm la chestiuni pe care deocamdată nu le știm foarte bine. Eu nu sunt specialist în zona aceasta, dar ceea ce pot să spun e că până acum eu nu am auzit astfel de cazuri ca o tulpină să se dezvolte și să dea alte trei tulpini. Chiar mai periculoase, așa cum spune media. Aici este problema. Mi-e greu de crezut. Și... Adică ce credeți că este o manipulare din partea entităților mediatice? Că e manipulare, că nu e adevărat. Care să fie intenția pentru nu care media global, deci la nivel global să dacă prostească vedeți, oamenii? E, din punctul meu de vedere, se vândă vaccinul? Este un, nu cred. Este un, noi la ora actuală ne aflăm într-un alt fel de război. Bun, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar mi-e greu să cred că e o conspirație mondială. Nu e conspirație, neconspirație. Tocmai aveți cunoscuți care au decedat din cauza unor afecțiuni asociate nu, cu COVID? Dar, de exemplu, pot să vă spun... Cunoscuți. Corect. Pot să vă spun nu ne chestia asta. Doamne ferește, nu sunt negaționist. Să nu credeți că neg... Am cunoscut, de exemplu, prieteni care erau anul trecut în Italia, în zona lombardă. Când se declara la televizor nebunie că au scos cadavrele pe străzi, că nu știu ce să mai facă. Aia a fost o manipulare grosolană. Și vorbeam cu prieteni care erau în Lombardia și spuneau că nu știu nimic de astfel de cazuri. De asta sunt multe astfel de semne de întrebare. Adică, într-un fel, doar s-a mers, domne, virus. Ați văzut, de exemplu, în România, când o doctoriță a spus, domne, e o anumită schemă de tratament, care nu neapărat că vindecă, dar vine în sprijinul bolnavului de coronavirus. Dar asta chiar credeți în varianta în care cineva, din spatele unui telefon sau din spatele unui ecran, poate să dea sfaturi medicale pe o asemenea pandemie? Doamna avea foarte multe consultații prin telefon. Pentru că nu îți dă voie să consulți fizic. Eu am dubii, sincer, că prin telefon la ora actuală inclusiv poți... și pe alte specializări medicale se întâmplă consultații prin telefon. Mai nu să spuneți că și la ginecologie se pot da sfaturi prin telefon și asta nu, pe cardiologie se merge și pe doar atunci când sunt anumite simptome severe se prezintă pacientul la spital. Dar sunt că are anumite simptome și acest virus. Și într-adevăr sunt acele spray-uri nebulizatoare care ajută și eliberează bronhiile. Din punct de vedere medical, că am citit, eu chiar am avut o astfel de problemă în familie cu fetița mea, bronșiolită astmatiformă, și știu ce înseamnă un astfel de tratamente.
Și de asta zic că și aici au apărut foarte multe semne de întrebare, pentru că lumea citește și vede atâtea cazuri. Dar citește, dar știți care e problema? Ceea ce citește nu este verificat, pentru că noi românilor trebuie să recunoașteți asta, nu ne place să verificăm. Și v-ați lovit de fake news când erați la guvernare. Exact, PSD, și de foarte mult. Și ați văzut fake asta? News. Deci asta cu ne place să citim, nu este relevant, pentru că suntem pe ultimele locuri la lectură. Corect. Pe care să o înțelegem, exact. Unul la mână, și cred că nu pe ultimul loc în Europa la ceea ce înseamnă verificarea ceea ce citim. Suntem doar consumatori de a derula pe conținut așa, pe feed, pur și simplu. Pe feed-ul de la rețeaua de socializare și atâta tot. S-au pierdut alegeri pe tema asta, s-au câștigat alegeri pe tema asta. Absolut. Și în țări, atenție, mult mai șmechere decât România. Nu, să nu credeți că totuși România e chiar la coada Europei ca intelect. Nu am spus asta. Am spus că nu verificăm ceea corect, ce citim. Iar noi ne-am izbit foarte mult de... Din 2012 încoace v-ați tot luat-o. Vă aduceți aminte inclusiv de acea valiză găsită pe câmp, un teleorman, care conținea nu știu ce informații despre un anumit dosar extrem de important și până la urmă ați mai auzit ceva de acele valize și o de acele documente. Valiza. Sau documentele din valiză. Imediat s-a propagat extraordinar de bine acea informație. Păi dar știți acum... că este dovedită treaba. Da. Arunci cu noroi într-o direcție, până se verifică că de fapt noroiul era puțin praf și că de fapt aruncatul a fost o montare acolo. Am mai vorbit și într-o altă emisiune de comunicare nocebo și placebo. Exact. Și atunci, lucrul ăsta nu mai contează. Comunicarea bazată pe emoție, care a prins foarte mult. Aici vorbim totuși de anumite date concrete, de anumite situații. La nivel de teorie, medicale. PSD-ul pare că știe. La nivel de practică, și o fură de fiecare dată. Adică, unde este problema? Nu e acum emisiunea, rostul emisiunii să discutăm, dar cred că noi am mai făcut astfel de... Eu și cu dumneavoastră am mai făcut niște emisiuni axate pe partea asta de comunicare, de rețele de socializare și s-au schimbat puțin și algoritmii pe rețelele de socializare. Corect. Și perfect, am putea să discutăm într-o altă emisiune, că sunt subiecte extrem de fascinante. Aveți la Gorj sau la Târgu Jiu, nu știu cum să întreb, la departamentul de, nu știu, comunicare sau ce aveți pe acolo, aveți persoane abilitate în manipulare? Nu pot să vă declar. Nu, întreb. Vă dați seama acum. Întreb, că vine o campanie în 2024, o campanie multiplă, în etape. Nu cred că are vreun partid așa ceva. Sau dacă are, nu cred că e vreun partid care să spună. Asta ține de bucătăria internă a fiecărui partid și de cum vede ca și strategie comunicarea. Ține de fiecare partid, ține de lider până la urmă, pentru că odată sunt mesajele la nivel național și apoi mesajele pe plan local. Și trebuie și cumva nu cred că s-ar putea organizația județeană să facă altfel decât organizația de la centru. Ai strategia, ai direcția, linia zic, de adică comunicare trebuie la nivel central? Absolut. Și apoi ai liderii la nivel local, parlamentarii, președinții organizațiilor care dau mesajele și care ele trebuie rostogolite în presă și pe rețelele de socializare. Deci, cumva, toată această strategie trebuie să se plieze și să se muleze pe ceea ce se comunică de la centru și de către liderii pe plan local. Și diferă de la un partid la altul. Nu cred că este un partid, nu sunt două partide care să aibă aceeași strategie. A fost într-adevăr diferit perioada 2017-2019 când PNL cumva forțat de valul creat de USR să marșeze și PNL-ul pe acea direcție cu ieșiri virulente în presă, cu atacuri sub centură la adresa politicienilor PSD, cu manifestații în Piața Victoriei, cumva în spatele ușilor închise, nefiind întotdeauna de acord cu astfel de acțiuni politice. Dar văzând trendul pe care îl lansase USR-ul, era clar că dacă nu s-ar fi mulat pe așa ceva, PNL-ul ar fi fost în situația de a fi al treilea partid politic. Și cum în fruntea țării este un reprezentant, o persoană care a fost
dus acolo, susținută. Chiar președintele PNL-ului la un moment dat. Președintele PNL-ului o perioadă scurtă în 2014 și susținut de PNL și la primul și la al doilea mandat la prezidențiale. Luăm o scurtă pauză și apropo de prezidențiale, chiar cu asta vreau să debutăm în partea a doua, pentru că avem liderul Pro-România care a spus că acum nu crede că l-ar susține PSD pentru prezidențiale. Domnul Ponta, lăsați glumele deoparte, revenind după o scurtă pauză de publicitate. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta, mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764-882-844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate! Ți-e dor de gustul și mirosul bun al produselor de patiserie și al cozonacilor de casă? Patiseria Aida îți pune pe tavă cele mai bune produse din oraș, făcute cu drag, pricepere și numai cu ingrediente de calitate. Noi avem toate produsele făcute și pe comandă. Iar mai nou am deschis și Braseria Aida, o locație cu mâncare bună și o priveliște încântătoare pe centrul pietonal. Te așteptăm în Târgu Jiu, Piața Mică, complex favorit. Strada Nicolae Titulescu vis-a-vis de Liceul Pedagogic. 23 august sau în centru. Pentru informații și comenzi sunați la 0720 009 977. Patiseria Aida. Nu ai chef să gătești azi? Te așteptăm cu mâncare gătită, dar și cu mâncare tip fast food la foods.ro by Casa Alex. Poziționat ultracentral vis-a-vis de Hotel Gorj, Foods te așteaptă cu o paletă bogată de mâncăruri pregătite cu suflet special pentru tine. Poți alege meniul zilei format din ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert. Sau poți alege meniuri de pui crispy, meniuri kebab și shawarma sau burger de pui și vită Angus. Poți să mănânci la locația noastră sau să comanzi telefonic la 0768 668 866 și pe site-ul www.foods.ro. Te așteptăm cu drag!
Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253213406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Artegoesa, un partener de încredere. Societatea Artegoesa are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covoraș auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artegoesa, un partener de încredere. Societatea Comercială Agrofil Iris SRL arendează, cumpără terenuri agricole, prestează servicii agricole și achiziționează cereale pe raza comunelor Bălești, Telești și Câlnic. Arenda se dă în funcție de calitatea terenului. Relații la telefon 0759 551 171 sau 0723 006 675 și la adresa de Gmail agrofiliris@gmail.com. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a discuta despre, să-i spunem, ce se mai petrece pe scena politică și nu numai a României, la nivel macro către nivelul micro, aici în Gorj, în Târgu Jiu, alături de domnul Mihai Gherghe, membru al PSD Gorj. Stimate domn, v-aș propune un subiect destul de interesant. La nivel declarativ, avem o alianță funcțională și subliniez declarativ, avem o alianță funcțională, da? PNL, USR, UDMR, declarativ, subliniez. Dacă îi luați pe toți liderii de la nivel național, lucrurile merg. Că vorbim de domnul Orban, domnul Barna, nu mai discutăm, adică din punctul dumnealui alianța rupe. Chiar astăzi declara rupe. Că dacă va merge alianța, el se vede președintele USR Plus. Ok, mai visez și eu cu ochii deschiși, nu asta e ideea, asta se termin eu ideea, da. Și apoi analizăm și aspirațiile. Va ajuta. Am înțeles. De partea cealaltă, avem zone destul de încinse între principalele forțe din coaliție, Timiș, Timișoara, Iași, dau județul și municipiu, sau locul, da. București. La București am văzut că a fost show-ul de pe lume, adică primarul general al Bucureștiului, propus inițial și susținut ulterior de alianță, de forțele de dreapta, dar propus de către USR Plus la București, da, cel care a pus bazele USB, Uniunea Salvați Bucureștiul, în speță domnul Nicușor Dan, s-a trezit că domnii consilieri a rămas și fără partid, că l-a pierdut pe parcurs, că na, el cu fost olimpic de matematică, el nu le are cu combinațiile politice, în cifrele, da. Rezultatelor bun. Politice. Și avem că noi am stat de pe margine și am aplaudat eventual. Avem situația în care un om, repet, care a creat partidul la început, da? Da. Propus de USR Plus, se trezește la votul, deci omul chiar a fost stupefiat, sunt convins că a fost pe bune mirarea lui. Se trezește fără buget. Fără buget, pentru că domnii consilieri generali ai capitalei, în urma votului de la, din partea consilierilor USR. USR Plus. Corect. N-au votat. Da. Cum se poate ca o alianță să meargă, să rupă la nivel declarativ, sus de tot în Olimp și jos la baza muntelui, să vezi că de fapt se înțeapă, se cuțitează, sar la beregată ca pitbullii. Cum se pot întâmpla lucrurile? Se pare că Olimpul nu e atât de înalt. E precum Munții Dobrogei sau chiar mai... Păi Munții Dobrogei sunt cam tociți. Păi de asta zic. Deci se pare că Olimpul nu e chiar atât de sus. Păi și românul ce să înțeleagă? Că merge sau nu merge alianța?
Că oamenii se uită la televizor și văd. Nu cred că înțelege că e o guvernare mai mult eșuată și o alianță doar de, din dorința de, de a fi la guvernare, nu pentru a face treabă. Românii văd și resimt în prețul la alimente, în prețul la benzină, în cursul, în cursul valutar și aceste trei elemente economice au un impact extrem de negativ și în bugetul României. Românii văd, că, văd ceea ce se întâmplă la Iași, cu lovituri sub centru. Acolo e război în toată regula, e gherilă. Război de... PSD-ul acolo chiar că cred că trebuie să stea în expectativă, că n-are motive să intervină. Dacă în perioada când noi am fost la guvernare, am mai avut, inclusiv în perioada USL, PNL-PSD... Cea mai mare anomalie, dacă este mă întrebați pe mine, cea mai mare struț-o cămilă posibilă. Depinde. Dar e depășit momentul. Corect. Dar și atunci era o comunicare, era o relație mult mai bună și la nivel central, dar și în județe. În alianța PSD-ALDE, la fel, în 2017-2019. Nu au prea fost probleme, final, da. Exact, pe final au fost discuții. Final, și majoritatea generate de... așa, eternele discuții pe tema justiției, care nu și-aveau rostul, dar erau băgate mereu în față. În rest, comunicarea și dialogul și colaborarea între partidele aflate la guvernare în aceste perioade, cu PSD, cel mai mare partid din alianța de la guvernare, lucrurile au mers bine. Acum se vede clar ceea ce și noi spuneam și anul trecut, că este doar un interes de a veni la guvernare și atât. Nu de a guverna, doar de a veni acolo în structurile de conducere și probabil interesele de a ne transforma în colonie, de a vinde ce mai este de vândut. Că vedeți că se fac eforturi foarte mari, de a se vinde Salromul, de a se vinde hidroelectrica, de a se chide complexul energetic Oltenia, de a se privatiza, de a se da către alte țări tot ceea ce mai are România în capital. O singură secundă. Vreți să-mi spuneți că la momentul ăsta n-am fi vorbit despre închiderea în timp, pe termen mediu chiar, spre lung, a CEO, dacă era PSD-ul la guvernare, eu vă contrazic. Pentru că sunt niște angajamente care s-au luat pe niște timpuri și care acum se respectă. Și neșansa face... Angajamentele luate până în 2013, vă spun eu. Păi, inclusiv... și am fost eu, Ionuț Catina, la guvernare? Nu, au fost alternări. PSD-ul. Au fost alternări. 2010-2012 a fost altcineva la guvernare. Și PSD-ul nu are nicio vină în treaba asta. Adică nu și-a asumat nimeni de la PSD chestia asta? O spuneți dumneavoastră că nu și-a asumat nimeni? Eu nu cred. Negocierea nu o face partidul aflat la opoziție. În opoziție. Da, sunt de acord cu asta. Și aici e clar... Sunt multe, pentru că vedeți, așa ne întoarcem și revenim de la ceea ce am plecat. Nu, că nu e grea moștenirea asta. Nu. Aici s-a plecat cu stângul. Păi, la negocieri. Așa cine a negociat, s-a plecat cu stângul. Dacă ne aduce, păi haideți să o luăm din 97, de când ne-am dus cu temele absolut nefăcute și cu pantalonii rupți în genunchi la Madrid pentru a adera la Uniunea Europeană și am fost... Cine era atunci? CDR-ul. CDR-ul, 96-2000, da? Nu? Și da, ne-am luat o serie de angajamente care apoi am fost obligați să ne ținem de ele. Cu privatizarea a 2000 de companii românești, cu privatizarea Petrom și alte direcții pe care noi le-am avut de îndeplinit în caietul de preaderare, și multe dintre ele au avut repercusiuni apoi în economie și am și tras noi ca și partid la guvernare, am tras de pe urma acestor negocieri făcute înaintea noastră. Că nu noi am fost cei care am negociat privatizarea celor 2000 de societăți românești care existau atunci în 97 în România. Primele, cele mai mari, 2000 de firme. Nu o spun eu, sunt documente scrise negru pe alb, sunt memorandum aprobate în guvern, sunt hotărâri de guvern, sunt documente semnate de către reprezentanții României atunci când au fost la negocierile cu Comisia Europeană pentru preaderare. Deci, de asta zic că noi am fost puși în fața faptului împlinit, așa cum a venit, pentru a ne duce pe piața liberă de energie, pentru a închide tot ceea ce înseamnă producția de cărbune, dar este foarte ciudat că vedem
Germania, Polonia nu au astfel de probleme și încă nu închid chiar atât de repede. Nu au declarat că în 2, 3, 5 ani vor închide energia pe cărbune. Sunt, din ce știu, Germania chiar a deschis o termocentrală pe cărbune, bine, cu tehnologie de ultim 4 la o tehnologie de ultim moment care va merge până în 2030 și deci, nu știu cât. Noi de ce nu am negociat așa? Păi nu mă întrebați pe mine. Păi vedeți. Întrebați pe cei care... Da, păi... din tot ce spuneți dumneavoastră, este un singur lucru. Că PSD în toți acești ani n-a avut nicio vină și că nu a tras ponoasele negocierilor altora. Adică PSD-ul a fost ok. Bine, nu știu acum dacă din păcate sau din alte motive. De fiecare dată aceste negocieri au fost făcute de către partidele de dreapta. Să nu uităm inclusiv în 2016 și o spun specialiștii pe fonduri europene. Așa. Când a fost negocieri la Comisia Europeană pentru a se renunța la bani pe fonduri europene. România pe exercițiu 2014-2020 pe adică cel recent încheiat pe negocierea făcută de guvernarea PSD până în 2015, România trebuia să beneficieze pe capitolul de mediu de 13 miliarde de euro finanțări europene. Vă spun pentru că știu foarte bine acest lucru. După guvernarea tehnocrată, între ghilimele, cu Ciolo și același Ghinea la Ministerul Fondurilor Europene, România a rămas pe mediu doar cu 5 miliarde de euro. Aceeași sumă. Din 13. Da, aceeași sumă. Și toate aceste negocieri au fost făcute la Comisia Europeană. De către reprezentanții guvernului care erau păi atunci... Și ce s-a dat în schimb României ca să renunțe la acea sumă? Că totuși sunt cât? O miliarde în minus. Numai pe mediu. Bun, deci, pe mediu. Ce îi se poate da unei țări încât să renunțe la 8 miliarde pe un singur compartiment, mediu? Păi ați văzut beneficiile... Că nu suntem mai bine poziționați în cadrul UE, în Parlamentul European, nu suntem mai bine poziționați? Ați văzut primele măsuri pe care le-au luat cei din PNL și USR, atunci când au... USR-ul, bine, în 2019 USR-ul era în spate, era în Parlament și îi susținea, dar primele măsuri pe care le-a luat guvernarea de dreapta când au venit în 2019, de a da din nou prin HG-ul, de a se renunța la acel UG 114, care impunea pe multinaționale să-și plătească profitul în România. Au anulat acea prevedere fiscală. Bani foarte mulți, care trebuiau să revină în mod normal. Și, pe cine supăra? Și văzut ce scrie acolo? Marile companii care și presa națională, anumită presă națională, scria de faptul că aceste multinaționale, în mare parte, au fost cu suport logistic în spatele celor care manifestau zi de zi în Piața Victoriei. Nu ai de unde să ții luni întregi oameni în Piața Victoriei așa... Din convingere. Nu aveți dovezi certe în sensul ăsta. Nu, asta ceea ce spune presa la nivel național și sunt informații oricum. Știți cum e că de multe ori astfel de informații, da, nu ai de unde să le știi cert decât nu le poți proba. Instituții, cu siguranță le știu, dar nu iese foc fără fum. Nu? Da, probabil. Nu sunt în măsură să comentez. De asta zic că ceva... Nu ai logic, e normal. Nu poți să susții astfel de manifestații luni întregi, să ții oamenii în Piața Victoriei. Cum? Bun. Pentru că zboară timpul zboară și mai avem circa 13 minute și vreau să le folosim rațional. Corect. Vino și vă întreb. Este posibilă, și mare atenție ce îmi răspundeți, este posibilă pe față sau mai puțin vizibil o alianță PNL-PSD în viitor apropiat? Nu știu, nu sincer. Oftați. Nu oftați. Spuneți-vă de ce pun cap. Da. Nu mai oftați. Da. Că atunci când oftați, poate vă răzgândiți. De multe ori am norocul, bine, și plăcerea alături de dumneavoastră în emisiune să primesc astfel de întrebări destul de grele. Asta ca să nu poată suspecta cineva că regizăm ceva pentru că avem o relație de prietenie în afara platoului și să nu creadă lumea, fie din PSD, fie din PNL sau de oriunde altundeva, că regizăm ceva. De la stânga la dreapta pe șichelul politic. Da. Nu se pune problema de așa ceva. Nu, e o întrebare destul de delicată. E greu să vă răspund eu acum. E clar că ceva la nivel național trebuie să se întâmple. Pentru că o schimbare trebuie să se producă, fără discuție. Sincer, acum vorbind la modul serios, căderea României din punct de vedere economic este destul de accentuată. Încă nu o resimțim. Și știți bine, dacă ne aducem aminte și în perioada 2008-2012, nu 2008-2009 am resimțit.
Da, undeva după 2010 s-a resimțit cum trebuie. În 2010 a început să se resimtă. Ceea ce spun și specialiștii, domne, 2020 a fost cum a fost, 2021 suntem în cădere, din 2022 începem să ne ridicăm. Poate chiar 2023. Așa spun specialiștii. Da, așa s-a întâmplat la fiecare astfel de criză. Și acum este o criză mult diferită decât ultima criză pe care am avut-o la nivel mondial. Aia a fost o criză financiară, o criză bancară, o altfel de criză generată de mari instituții de finanțare. Trebuie să fim sinceri, o criză provocată. În momentul în care pică a treia bancă a Americii, pică, una efectiv, dintre cele mai mari din lume. În condițiile în care se știe foarte clar că o bancă nu poate să pice de nebună, și s-au deci și făcut vorbim filme de Lehman Brothers, da? Și nu ai filme, cum să-mi spui tu mie că ce urmează să fie pozitiv. Pentru că erau tot felul de scheme de finanțare pe reeșalonări la reeșalonări. Păi eu ce spun? O bancă nu este făcută, atunci, deci nu e conceput mecanismul unei bănci să pice. Era clar. Când o bancă pică, puneți întrebarea de ce a picat acea bancă. Și vă aduceți aminte, inclusiv piața de imobiliare ajunsese destul de sus. Era a fost foarte un boom nemai întâlnit. Cred că nici acum cel nu puțin am în trecutul ajuns, recent. Eu, din ce știu, nu am ajuns încă la nivelul prețurilor din acea perioadă, 2008-2009, în zona de imobiliare. Da, era o aroganță maximă la prețuri. Că, foarte mari. Da, foarte corect, mari. Sunt perfect de acord. Și tocmai plecate de la acele scheme de finanțare. Acum, sincer, să poți să ții în America, să poți să ții în America inclusiv imobile cu ID card-ul, cum le zic ei, cu buletinul, cu cartea de identitate, în noaptea minții, în America. Da. Așa se ajunsese. Da. Și de asta, acum, indiferent cine se află la guvernare, trebuie să înțelegem că toate aceste războaie politice de care vorbeam mai devreme nu aduc absolut nimic bun pentru România. Faptul că nu votezi și sabotezi bugetul capitalei României, care aduce peste 13% din PIB-ul României înapoi, nu poți să sabotezi dezvoltarea celor două dintre cele mai mari orașe din România, Iași și Timișoara. Nu poți să pui chiar așa în umbră interesul comunității în fața intereselor. Nu poți să nu ai buget personale la nivel, nu poți să nu ai buget în timp de 20 și cât a zis termenul de aprilie, exact, la nivel de capitală. Adică s-a depășit termenul la capitală. Și în perioada la început, când a venit actualul primar al municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, perioada 2017-2020, când nu avea majoritate în Consiliul Local, atunci când a venit vorba de buget sau de anumite hotărâri de Consiliul Local care implicau bugetul local, au fost și anumite discuții mai... Dar s-a votat. Dar bugetul niciodată nu a fost tărăgânat. Și nu erați în alianță cum sunt cei de la USR Plus, exact, cu deci PNL-ul. Aici trebuie văzut, domne, mai ales în zona asta de administrație publică locală și județeană. Acolo nu reprezinți o anumită culoare politică, așa cum ești la guvernare. Acolo reprezinți întreaga comunitate. Și efectele unui astfel de sabotaj la adresa bugetului este destul de major, pentru că totuși vorbim de capitala țării. Și pe lângă faptul că este o administrație ineficientă, actuala administrație a Primăriei Generale a Capitalei. Toată lumea o spune, nu o spunem numai noi, să știți că sunt și foarte mulți peneliști și chiar la nivel național și-au declarat acest lucru. Sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă cu primarii din capital, primarii de sector de la USR, care nu stau decât de scandaluri, vedeți, inclusiv la sectorul 1, unde avem iar un mare scandal la Primăria Generală a Capitalei, lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Aici ar trebui să fie o altfel de înțelegere și interesul local ar trebui să primeze intereselor politice de pe acel palier. Altă întrebare. De ce nu depune PSD moțiune de cenzură? Și să nu mă dați pe aia că, domnule, trebuie pregătit o moțiune de cenzură, pentru că Partidul Social Democrat, la momentul ăsta, dacă mergeți pe stradă și întrebați cetățenii, oamenii simpli, nu angrenați politic, da? Nu cu simpatii. Oamenii simpli din orice colț al României, nu că suferă, se întreabă, bă, dar opoziția, și când spun opoziția, oamenii se gândesc la PSD. Da. De ce nu face nimic? Pentru că mesajul în mintea omului este că această expectativă a Partidului Social Democrat
este cu un singur scop, scopul politic de a crește, pentru că e o creștere, nu poate nega nimeni, acum pe concret, PSD crește stând. Ei, cetățenii întreabă de ce stă PSD și nu face demersuri, să arate că e acolo, că e în opoziție și că... Da, moțiunea de cenzură reprezintă un instrument democratic. Corect. Au picat guverne. Au picat guverne, dar... Chiar socialdemocrate. Uitați-vă că aceste moțiuni de cenzură toate au avut o finalizare doar după o lungă perioadă de timp, nu din prima. Din punct de vedere sociopolitic este destul de greu să spui, domne, mâine depun moțiunea de cenzură. Bun, știu, înțeleg, trebuie pregătită, trebuie căutați aliați în Parlament. Sunt în negocieri. Măcar să vadă oamenii că Partidul Social face ceva. Și de acest instrument te poți folosi o singură dată. Pe sesiune. Pe sesiune. Da. Deci, bine, mai aveți variantele pe care nu le-am înțeles, sincer. Moțiunile acelea simple. Care, atâta timp când nu sunt luate în calcul, dar sunt derizoriu. Deci pică în derizoriu. Vedeți, aici, din punct de vedere politic, ele trebuie interpretate ca o modalitate corectă. Bun, lipsa încrederii într-un ministru. Iată, astea sunt... Păi și de ce nu se ține cont de ele? Acestea sunt demersuri politice corecte și concrete ale opoziției în Parlament. Nu așa cum am avut în fosta legislatură, cu luminițe, cu scandaluri, cu atacuri, cu care nu și aveau rost în Parlament. Da, aceste moțiuni simple arată cât de ineficient este un ministru aflat la guvernare. Opoziția, din punct de vedere politic și administrativ, își face datoria și vine în fața cetățenilor și spune: uite, domne, din punctul nostru de vedere, acest ministru nu este bun pentru această funcție. Mai departe, noi ducem facem toate demersurile pentru a avea succes această moțiune simplă, dar din punct de vedere legislativ, ea se oprește aici. Este o moțiune simplă, se votează dacă trece sau dacă nu trece, efectul este același, că nu e obligatoriu. Frecție la un picior de lemn. Nu este vina noastră, dar este un exercițiu democratic pe care noi nu putem să-l schimbăm. Asta este prevăzută în Constituție, asta păi mai se departe... Să se schimbe în legea aici, fundamentală. Aici ar trebui, vedeți, mai multă așezare pe zona aceasta și, într-adevăr, toate partidele politice la un dat, cred că, dar nu, eu nu văd, sincer vă spun, singura posibilitate a fost atunci, în 2012-2013. Da. Când avea un procent monstruos dar, în Parlament. Dar, din păcate, președintele acelei comisii... de modificarea Constituției. Cine era? Domnul Crin Antonescu. Din păcate, și el a blocat. Era mai mult absent decât prezent. Și asta nu o spun eu, o spun și foștii colegi din Parlament, care, din păcate, nu îl vedeau pe la Pentru Parlament. Că sunteți de acord cu mine. Nu suntem nici eu, nici dumneavoastră specialiști în drept constituțional. Dar Constituția României, pe foarte multe paliere, este depășită la momentul vorbirii. Corect. Depășită. De asta e această comisie în Parlament. Și care stă și să, aceeași fecție la același picior de lemn. Trebuie să scoți și să aduni la masă toți specialiștii, toți reprezentanții partidelor politice, să ai un dialog. Parlamentare. Da, partidele politice parlamentare. Să ai un dialog, o comunicare, o consultare și cu specialiștii pe drept constituțional și să vii cu o formă. Nu se dorește acest lucru. Mi-am amintit un lucru, stimate domn, și sunt dator celor care ne-au urmărit pe final de primă parte. Domnul Victor Ponta a spus cu subiect și predicat ieri la o televiziune națională că nu crede că l-ar susține PSD acum pentru o candidatură la prezidențial în 2024, probabil. N-am urmărit integral declarația, dar aia era ideea. Ce înseamnă asta? De ce spune dumneavoastră acum? Sunt aceleași declarații pe care le-a avut și în perioada 2018-2019 domnul Victor Ponta și tot acest joc de balans pe care l-a făcut din punct de vedere politic și ca și imagine l-au adus în situația în care, iată, pro-România nu mai există din punct de vedere politic. În teritoriu există. Sunt anumite, deci da. nu e în moarte clinică, e acolo. Nu e în Parlament, dar e acolo. E aproape. Și sunt declarații din acestea cumva de a se menține în prim plan în opinia publică. Bun, și puteți dumneavoastră să-mi garantați mie acum, suntem în data de 11 mai, puteți să-mi garantați mie acum că excludeți varianta ca Partidul Social Democrat
să-l propună candidat în 2024 pe Victor Ponta pentru prezidențiale? Eu nu pot să spun decât că la ora actuală nu va fi Victor Ponta candidatul Partidului Social Democrat la prezidențiale. Chiar dacă va fi o fuziune prin absorpție la un dat cu Pro-România? E greu acum să spun. Vedeți... că tot de stânga. Zona, viziunea este de stânga. Zona politică în România, clasa politică a suferit modificări extrem de bruște de la o legislatură la alta. Multe modificări, partide, partidulețe au apărut, s-au destrămat, s-au înființat, s-au... Toate aceste aspecte nu cred că pot genera o stabilitate inclusiv pe zona clasei politice. Și de asta mi-e greu. Mâine... 30 de secunde, domnul Gheorghe, pentru că sunteți un om sincer și mie mi se închide telefonul și aveam netul pornit și foarte multe alte chestii. 30 de secunde până să ne anunțe colegii că punem punct emisiunii. Dacă se... Da. Asta e o replică urâtă. Dacă se va întâmpla această posibilă fuziune prin absorție, revenire în PSD a liderului Pro-România și pe cai mari, se va răzbuna Victor Ponta pe o parte a politicienilor PSD de la Gorj pentru modul în care poate să crede dumneavoastră că a fost tratat? Păi înseamnă că atunci nu a înțeles absolut nimic din toată perioada în care a fost parlamentar de Gorj. Am înțeles. 30 de secunde au trecut, suntem la final de emisiune. Doamnelor, domnilor, Mihai Gheorghe, ca de obicei, un tânăr, pentru că îl putem introduce în categoria tinerilor, nu neapărat a lupilor tineri, cum era pe vremuri în PSD. Au trecut vremurile. Au trecut vremurile lupilor tineri, spune domnul Gheorghe. A fost astăzi alături de noi, în această seară. Stimate domnă, multă putere de muncă, să ne revedem sănătoși. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate la toată lumea. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară cât mai plăcută. La revedere.